Sfânt este Tatăl nostru Dumnezeu. Amin. Sfânt este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Și Sfântă este lucrarea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Mă bucur în seara aceasta să fiu în mijlocul dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvinteze biserica de lumea. Amin. Amin. Dumnezeu să vă întărească, pentru că avem nevoie în seara aceasta de întăritură. Amin. Amin. Și Dumnezeu în seara aceasta să lase Duhul Său cel Sfânt în mijlocul nostru. Amin. 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 Dragii mei, dacă nu este prea mult, haideți să ne ridicăm în picioare. Voi citi un singur verset din Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13. Cei care aveți scripturile la dumneavoastră, este pagina 665. Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare, slăvit să fie. Amin. Amin. Locurile în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, m-am gândit în seara aceasta ce cuvânt aș putea să vă vorbesc din Scriptură. M-am gândit la cuvântul acesta care unii dintre noi în anii de pocăință nu îl găsim. Unii dintre noi, dragii mei, prin citirea Scripturii căutăm prin alte cărți, dar de multe ori scăpăm din vedere cuvântul acesta din Proverbe, capitolul 28. Dragii mei, în seara aceasta, Dumnezeu să lase o lumină clară de sus. Amin. Dumnezeu să lase o lumină clară de sus, dragii mei, și în seara aceasta să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Te rugăm, da. Dragii mei, haideți în seara aceasta să ne gândim ce ne spune cuvântul acesta. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Haideți în seara aceasta, dragii mei, să ne punem o întrebare: dacă ne ascundem păcatele, dacă ne ascundem fără de legile, și haideți să ne gândim în seara aceasta dacă noi mai propășim pe cale, dacă mai avem acea înaintare ca altă dată, sau în seara aceasta păcatul ne pune un zid de despărțire față de lumină și față de Dumnezeu. Mi-a lăsat Dumnezeu acest cuvânt, nu știu de ce mi-a lăsat Dumnezeu acest cuvânt din Scriptură în seara aceasta să vi-l vorbesc, dar cred că este de sus. Și doresc în seara aceasta ca Dumnezeu să lase o lumină între noi și să ne cerceteze. Amin. 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 Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: cine își ascunde fără de legile, nu propășește. În seara aceasta, dragii mei, poți să fii păstor, poți să fii proroc, poți să fii văzător sau să ai orice dar. Dacă în viața ta de pocăință, în viața mea și în viața ta de pocăință, dacă nu ne dăm seama că există un păcat și nu putem înainta, nu putem să mergem pe calea aceasta, există un păcat care ne oprește înaintarea. Dragii mei, în seara aceasta, haideți să ne analizăm și să vedem dacă mergem pe calea lui Dumnezeu bine. Dacă în seara aceasta, dragii mei, avem oportunitatea să ne analizăm bine, fie că ești lucrător, fie că ești nelucrător, dar trebuie toți să fim lucrători în via lui Dumnezeu. Nimeni din biserica lui Dumnezeu nu este șomer, dragii mei. Toți avem un dar, toți avem o slujbă. Fie că slujba este văzută, adică o slujbă pe care o facem în biserică, fie că este o slujbă care o facem acasă, tot este o slujbă. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, orice slujbă pe care o facem să fie făcută spre slava lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ajute biserica din locul acesta. Amin. Să poată să înainteze. Amin. Amin. Dragii mei, spune cuvântul așa: dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurarea. Vreau să vorbesc în seara aceasta câteva cuvinte despre păcat și despre mărturisire.
Nu știu în zona aceasta dumneavoastră, în zona aceasta de Oltenie, nu știu dacă se mai practică această lucrare de mărturisire. Poți să te mărturisești față de Dumnezeu în rugăciune, dar dacă nu scapi de un anume păcat care te chinuie și te necăjește în viața ta și nu poți să scapi, există a doua posibilitate să te mărturisești unui frate. Dragul meu frate și soră, în seara aceasta haideți să ne gândim de când nu ne-am mărturisit înaintea lui Dumnezeu, dar știți cum? Cu o zdrobire totală. De multe ori mergeam într-o parte și într-o alta în lucrarea lui Dumnezeu și vreau să vă spun, atunci când Dumnezeu lucra deosebit, veneam acasă și mă zdrobeam total înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne ajută-mă să mă pocăiesc mai mult, mai mult. Dragii mei, în seara aceasta haideți să vedem dacă mai avem acea legătură cu Dumnezeu și dacă se mai practică lucrarea aceasta în poporul lui Dumnezeu. Uitați, haideți să deschidem în cuvântul lui Dumnezeu la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Și versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dragii mei, în seara aceasta vreau să am acest cuvânt în partea aceasta, în latura aceasta a păcatului și a mărturisirii. Dragii mei frați și dragile mele surori, în seara aceasta suntem adunați în casa lui Dumnezeu și simt prin Duhul lui Dumnezeu că trebuie să ne facem o analiză totală în viața noastră. Eu vin dintr-o parte a Sucevei, eu nu te cunosc în seara aceasta, dar Dumnezeu te cunoaște. Amin. Dumnezeu îți cunoaște familia, Dumnezeu îți cunoaște ființa, Dumnezeu îți cunoaște toată umblarea vieții tale. Simt în seara aceasta prin Duhul lui Dumnezeu că sunt păcate care trebuie mărturisite, dragii mei, în seara aceasta. Dumnezeu în seara aceasta să ne sensibilizeze și să ne ajute într-o rugăciune care o vom face viitoare, să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să ne ierte în seara aceasta. Dumnezeu vrea să lase iertare peste noi. Nu cumva să fim așa niște oameni care stau cu capul în jos și spun că sunt smeriți, că sunt niște copii al lui Dumnezeu, dar în spatele lor stau niște păcate grele. Și apoi spunem, poate ne întâlnim cu o soră sau cu un frate și credem că este pocăit. Dar pe o altă parte, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu poate să ne cerceteze și să ne facă de cunoscut ce păcate are și ce fapte a făcut de seara aceasta. Doresc să fie o seară, dragii mei, în care să ne cercetăm fiecare, începând de la mine și apoi dumneavoastră. Amin. În seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne mărturisim înaintea Lui, să ne mărturisim, să spunem fără de legile noastre care le-a făcut înaintea lui Dumnezeu, păcatele noastre, nelegiuirile noastre, să ne ajute Dumnezeu să ne mărturisim înaintea Sa și apoi încă un lucru foarte important, să ne lăsăm de ele. Aleluia. Unele persoane se mărturisesc, trec câteva zile, trec câteva luni și chiar discutam cu niște tineri, după un timp cădea într-un păcat, să spun așa, și apoi, după o săptămână sau după două săptămâni, nu se lăsa de păcatul respectiv, și apoi iarăși păcătuia și apoi iarăși venea și își era iertare de la Dumnezeu. Dragii mei, odată ce ne-a mărturisit un păcat, Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm de el. Amin. Și apoi vom căpăta îndurare. Dumnezeu te ascultă dacă poate cazi odată într-un păcat. Și diavolul așa a făcut să intri în păcatul acela. Și te mărturisește înainte de Dumnezeu. Dragul meu, în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute atunci când ne mărturisim un păcat să nu-l mai facem. Să nu mai repetăm păcatul pentru că îl întristăm pe Dumnezeu. Dragii mei, vreau să am acest cuvânt, nu știu de ce îl am. Dar l-am pentru dumneavoastră, pentru viața dumneavoastră în seara aceasta.
Vă rog în numele Lui Iisus Hristos să vă cercetați în seara aceasta și să vă vedeți starea. Este o seară că trebuie să ne zdrobim înaintea Lui Dumnezeu, să ne umilim înaintea Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată să lucreze pe noi și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să deschidem și la Psalmul 32, cu versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnule fără de legile. Și Tu ai iertat vina păcatului meu. Avem un Dumnezeu, dragii mei, care ne iartă. Avem, dragii mei, un Dumnezeu care se îndură de noi. În seara aceasta, dragii mei, haideți să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. Venim din această umblare, eu vin din partea Sucevei, dumneavoastră sunteți de locul acesta, sunt pentru prima oară dumneavoastră, dar și aici, în casa lui Dumnezeu, vreau să-mi cer iertare la Dumnezeu, pentru că și eu am greșit. Fiecare suntem păcătoși, dacă spune că nu avem păcat, adevărul nu este noi. În seara aceasta Dumnezeu să lasă o seară de cercetare în mijlocul nostru. Și apoi să facem o rugăciune, dragii mei. O rugăciune de zdrobire. Știți ce înseamnă rugăciunea de, aceea de zdrobire? Să dea plece înaintea lui Dumnezeu cu totul și să spui, sunt un praf, sunt un nimic, sunt nimic, Doamne. Și atunci când Dumnezeu vede că Tu ești un nimic și spui că ești un nimic, Dumnezeu te întărește, dragul meu, și te ridică. Dacă sunt suflete care au nevoie seara aceasta de ridicare, avem un Dumnezeu care ne ridică. Un lucru foarte principal este să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu și apoi să nu mai facem acel păcat. Iar apoi va veni îndurarea, cum spune versetul acesta. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, și la casele noastre sau oriunde suntem, să cercetăm Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13. Nu numai frații, nu numai tinerii, ci și surorile. În seara aceasta, dragii mei, toți să cercetăm cuvântul acesta. Și atunci când vedem că suntem în păcate care nu ne lasă să înaintăm, simt prin Duhul lui Dumnezeu unele lucruri în seara aceasta. Și cred că sunt de la Dumnezeu. Sunt păcate care nu sunt mărturisite, dragii mei, și unii dintre dumneavoastră nu puteți să înaintați pe calea lui Dumnezeu. Nu o spun de la mine, ci spune Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta. Sunt păcate care nu sunt mărturisite. Și unii dintre dumneavoastră chiar v-ați mărturisit înaintea lui Dumnezeu și nu ați scăpat de cele păcate. În seara aceasta, dragii mei, haideți să venim la Cel ce este Dumnezeu. Și în seara aceasta Dumnezeu ne va ierta dacă vom fi sinceri, dacă ne vom recunoaște înaintea lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, suntem un păcătos, sunt o păcătoasă. Avem un Dumnezeu care poate lăsa iertare peste noi în seara aceasta. Avem un Dumnezeu care se poate îndura pe noi în seara aceasta. Doar trebuie, dragii mei, să ne recunoaștem. Suntem oameni și păcătuim înaintea lui Dumnezeu, dar avem un mijlocitor care Dumnezeu a spus așa, atunci când păcătuiesc unii copilași, sunt de copilași al lui Dumnezeu. Sunt un copilaș și nu ești un copil al lui Dumnezeu. Dacă avem un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus, haideți să la seara aceasta să îl aducem înaintea lui Domnul Iisus Hristos păcatele noastre. Și El ne va ierta. Dar noi să venim cu inima curată. Doriți lucrul acesta, frați și surori? Amin. Doriți în seara aceasta ca Dumnezeu să lase îndurare peste noi? Amin. Doriți în seara aceasta ca Dumnezeu să lase îndurare peste familiile noastre? Amin. Doriți ca Dumnezeu în seara aceasta să ne ierte, dragii mei? Amin. Să ne elibereze. Amin. Să lăsăm păcatul la o parte și să putem să ne intrăm, dragii mei. Amin. Este o seară potrivită în care să ne aplicăm înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și să ne cerem iertare. Și El ne va ierta, Dumnezeu. Amin. Să ne ajute și să ne binecuvinteze. Am avut cuvântul acesta pentru dumneavoastră. Eu voi încheia aici. Doresc, dragii mei, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și în seara aceasta, Cel ce este viu să lase iertare peste noi. Amin. Să lase sângele Său peste noi. Amin. Și Dumnezeu să se îndure de noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.